Bine ați revenit la mobilisimo.ro, jocul se numește Republic, îl testăm pe Android, pe tableta Oliu Viva H7 Extreme, pe care o puteți câștiga la un concurs, iar acest titlu îl puteți găsi și la $1, la reduceri, noi l-am prins astfel, dar acum costă din nou 18 lei. Aflați că este un joc stealth, un joc neobișnuit, care implică hackuirea unor camere de filmat și a unor mecanisme, a unor încuietori, pentru a putea ajuta personajul principal să treacă dintr-o încăpere în alta. Jocul este stealth și este foarte original. Veți comunica cu personajul principal pe intermediul unui telefon sau PC și veți controla camere de supraveghere. Veți hackui uși, terminale electronice, computere, veți citi e-mail-uri și iată cum arată grafica jocului, adică arată foarte bine. Dacă apăsăm pe ecran, putem face personajul principal să se miște în anumite poziții, să se ascundă în cover, să se bage în anumite dulapuri, să ia anumite obiecte. Iar dacă apăsăm pe acest buton, putem să vedem terminalele electronice din jur, folosind camera de filmat și să ne conectăm la altă cameră de filmat. Vedem în permanență destinația noastră, ușile pe care le putem debloca, evident dacă avem acces la ele, și pe lângă posibilitatea de a găsi alte camere de filmat, putem să citim tot felul de postere. Putem să aflăm informații, putem să vedem inventoriul cu obiectele puse la dispoziție și pe care le putem lua, tot felul de casete, aparate și alte lucruri. Putem să vedem și datele misiunii, să vedem harta, o hartă 3D, care ne spune unde trebuie să ajungem. Va trebui să ajungem la Power Station, apoi să ne întoarcem. De data ce veți juca Republic, veți remarca un lucru, va trebui să vă întoarceți de foarte multe ori în același loc în care ați fost deja, ceea ce devine ușor frustrant pe măsură ce evoluați. Hai să accesăm această ușă. Va trebui să treceți și de paznici la un moment dat. Fie le dați cu spray cu piper, fie așteptați și treceți cu grijă de ei. Veți putea să le și furați din buzunar. Trebuie să mergem în această direcție. Și hai să vedem dacă putem să trecem prin acest grilaj. Avem nevoie de o șurubeniță. Avem doar un spray cu piper și hai să ne uităm pe hartă. Aici este Power Station și va trebui să o luăm pe undeva pe aici pentru a ajunge la el. O mare parte din joc o veți petrece pur și simplu alegând ruta ideală pentru a ajunge la țintă. De vreme ce este un joc stealth, trebuie să fiți mereu atenți legat de mediul din jur. Hai să vedem acum cum stăm cu harta. Trebuie să o luăm pe aici undeva. Este foarte greu să vă orientați în acest mediu 3D. Mai ales că există tentația de a da tap-uri greșite pe ecran. Și din nou, hai să vedem harta cum arată. Ok, suntem foarte aproape de acea ușă pe care trebuie să intrăm. Cred că e momentul să schimbăm și camera. E bine, am ajuns la ușa necesară, dar avem nevoie de o amprentă specială. Hai să ne trimite personajul aici. Acum suntem sunați de un contact. Cu voce de Stephen Hawking. Ok, și acum trebuie să ne întoarcem pe hartă, într-un loc în care am fost deja, și anume aici, după ce am fost deja de vreo două ori acolo, în acest labirint. Acesta este probabil cel mai enervant aspect al jocului. Exact când crezi că ai ajuns la destinație, va trebui să te întorci undeva departe. Și hai să procedem către locul unde se găsește amprenta. Este un joc futurist, un joc SF, un joc modern, cu nu prea sunt în ziua de azi. Toată lumea vrea luptă, vrea arme, nu vrea stealth. Fundalul se va schimba, nu vă faceți griji, la un moment dat suntem într-o casă, ceva mai învechită. Ok, acum pe hartă trebuie să o luăm undeva pe aici. Către Power Station. Asta dacă nu am greșit ruta.
ceea ce am și făcut de altfel, sau nu. Va trebui să o luăm înapoi. V-am spus, pericolul de a vă rătăci este maxim în acest titlu. Și acum hai să vedem din nou harta. Ok, și aici trebuie să o luăm printr-o ușă specială. Aici era bun acest vent, dacă aveam șurubelnița, dar nu avem, așa că hai să ieșim pe acea ușă. Am ajuns în altă zonă, așa că din nou verificăm harta. Ok, suntem pe drumul cel bun. Cam așa de cugetor jocul, nu vă așteptați la împușcături, grenade și alte nebunii. Iată încă o încăpere și aici se va schimba fundalul, s-a salvat și jocul după cum vedeți. Din nou verificăm harta și se pare că am greșit ruta, va trebui să ne întoarcem pentru că am deviat de la traseu. Hai să vedem dacă acum mergem unde trebuie. Se pare că da. Ar fi drăguț să și putem să intrăm pe această ușă. Și acum suntem în direcția opusă acelei zone. V-am spus, foarte mult trial and error. Acest titlu. Și hai să vedem unde suntem acum. Se pare că aici avem ceva informație. Un ziar pe care teoretic ar trebui să putem să-l luăm și aici intrăm în atrium. În sfârșit, pe calea cea bună, ar trebui să putem să și deschidem acest dulap. Motivul pentru care nu putem să deschidem uși sau diferite dulapuri este că nu mai avem baterie. Bateria se încarcă la anumite puncte fixe și vă permite să hackuiți diferite mecanisme. Suntem foarte aproape de destinație, dar o mică bulbeală de cameră și iată că ne-am întors din drum puțin. metri distanță și ne apropiem de zona unde găsim amprenta. Am schimbat camera, avem nevoie de o versiune nouă pentru a hackui acea zonă și iată și amprenta, dar iată și un soldat, așa că cred că e cazul să folosim spray cu piper. Ok, acum ar fi cazul să furăm amprenta dacă tot suntem aici. Computerul se ține de glume, am luat amprentele și acum în vreme ce paznicul este anesteziat de spray-ul cu piper, putem să fugim înapoi în locul de la care a pornit această misiune, unde ne vom autentifica și vom trece mai departe. Cam așa decurge întreg jocul, un joc SF, un joc bazat pe un univers în care totul este în gen Big Brother, oamenii sunt mereu supravegheați, voi sunteți un rebel din sistem care vrea să spargă toate codurile și să elibereze societatea. Se numește jocul Republic, costă 18 lei acum, ne-am dat pe el doar $1 datorită unei reduceri.
implică foarte multe întoarceri înapoi, o hartă amplă, personaje carismatice și un actor vocal foarte celebru, David Hayter, care este vocea lui Solid Snake în seria Metal Gear. În fine, îi dă nota 9,5 din 10, pentru că este foarte original și are o atmosferă ca jocul Remember Me, dacă știți pe acela, plus foarte multe camere de filmat și mecanisme cu care să vă jucați, plus o serie de secrete și o poveste fascinantă. Nota 9,5 din 10 pentru Republic de la mobilissimo.ro. Testat pe OV Viva H7 Extreme, pe care o câștigați la concurs. Cam atât de la noi. La revedere!